avem păduri din Europa, undeva departe, murți mari și blânzi. Avea culoarea ca felecul altul și era foarte frumos. Așa că într-o zi se putea să vadă cum trăiesc și atunci prin Africa. S-a pornit el în vizită, de unde credeți? La polul nord, unde trăiesc, ce fel de urși? Polar. Polar, dar ce culoare au? Alb. Alb, așa. Când au văzut ușii polari, pe ușul acesta ca fi viu, s-au început a se râde la și să spune, ha, 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 ce urs murdar, ei au crezut că ursul este murdar, pentru că ei sunt albi și lor le pare că ei sunt murdari. Da? Ce s-a întâmplat? Suntem bine, ascultăm? Așa. Atunci s-a supărat ursul și spune, eu nu sunt murdar, eu mă spălă fiecare zi. Voi vă spălați zi de zi? Da. Ca să fiți curăției, dar nu fiți așa murdari. Și iată, s-a supărat el și se întoarce și s-a supărat. Atunci el se apropie un pinguin. Ia uitați. Știți cum arată pinguinii, da? Iată, aici este un pinguin. Se apropie de el și întreabă, de ce stai supărat? Ursul atunci spune, iată, am venit să văd cum mai trăiesc și alți urși la pământ. Și ei nu m-au acceptat. Au spus că sunt murdar, că nu sunt de acolo. Atunci pinguinul spune, păi ce-ți spun eu, că nu ai ce pierzi. Vezi tu, poți să fii bine. Și spune, ia un săpun și săpunește bine. Și vezi ce spune. Atunci ursul, acesta ca fi mie, a luat un săpun și s-a săpunit bine. Dacă nu săpunești bine, tu săpunie lui ce iasă? Ce iasă? Spumă? Și spumă ce culoare are? Albă! Înseamnă că ursul nostru ca fi mie, cum s-a făcut? Albă! Și el, ia uitați-vă, se mai deosebește pentru ceilalți. Nu se deosebește, tot alb, așa? Ia uitați-vă, s-a săpunit și trebuie de săpun sunt albi. L-au învelit așa într-o spumă albă. Atunci, să când s-a apropiat deja de ușii cei albi, ei n-au spus nimic, l-au acceptat și a spus ce blană frumoasă, albă și strălucitoare mai are. Hai rămâi cu noi. Și ursul a rămas. Brus, când e așa la vorbă, un bloc de gheață, mare, mare, așa un bloc, o bucată mare de gheață, s-a rupt. Și a început să plutească în apă. Și toți ușii s-au ferit de acolo ca să se salveze. Însă un ursuleț micuț a căzut în apă de pe gheață. Și ursoaica mama a început a striga, copilașul meu, copilașul meu, ajutare! Toți ușii cei polari, cât de albi și frumoșei erau, stăteau pe loc, nimeni nu făcea nimic. Iar ursul ca pe nimic, ce credeți că a făcut? A sărit după ursuleț, ca să-l ajute. Ia uitați ursul în noapte după el. Vedeți? A sărit ca să-l ajute. El se chinuia printre valuri și bucăți imense de gheață, protejând cu iubirul deja în brațele lui. După minute bune, slăit de puteri, ursul a reușit să-l salveze. Ursuleț să se urce pe o bucată mare de gheață și să se adăpostească. Toți urșii au rămas lemniți de mirare, pentru că când a sărit în apă, săpunul s-a spălat de pe ursul ca femeie. Și eu cum așa de bine? Cum așa? Iarăși ca femeie. Ei au rămas atât de mirați, au spus, ia uite-te tu, un urs de altă culoare, nu contează ce culoare ești, dar ai fost atât de îndrăznit, atât de curajos a fost, da? Ca să arit să ajute ursulețul cel mic. Și a spus că nu culoarea blânii arată caracterul ursului, da? Tu ești prietenul nostru deja, noi ne bucurăm să te avem ca prieten, rămâi cu noi. Ursul s-a hotărât și a rămas puțin timp, dar filmul s-a făcut de casă. Voi spre seară vreți acasă? Iată și lui a stat puțin acolo la ușul ciocolat și s-a făcut dor de casă și a plecat acasă. V-a plăcut povestea?